Oh,
29 de ani în urmă, Republica Moldova și-a declarat independența și a pornit pe calea dificilă a construcției statale. Au urmat ani grei, ani de război, sărăcie, migrație masivă, iar unele din acestea persistă și astăzi în societatea noastră răzlețită și dezbinată deja de războaiele politice. În toată amploarea acestor evenimente dramatice, orașul Leova și Republica Moldova în întregime a supraviețuit, există și continuă să se dezvolte cu pași mici, dar siguri. Am deplină certitudine că viitorul acestui pământ și acestei fărâmi de popor va fi unul luminos, acolo unde există pace, prosperitate și cultură, alături de țările înalt dezvoltate din comunitatea europeană, de care ne leagă limba, istoria și valorile noastre comune. Vreau în această zi să urez tuturor leovenilor din țară și de peste hotare putere și năzuință, sănătate și împlinire, răbdare și încredere în ziua de mâine. Așa cum orașul nostru a pornit pe calea ireversibilă a renașterii, la fel va renaște și țărișoara noastră, care are nevoie acum, probabil mai mult ca oricând, de unitate și înțelegere între semeni. Nu ne-au distrus războaiele, nu au făcut-o luptele politice, nu ne va răpune pandemia și nici criza economică provocată de aceasta. Doar dacă vom fi uniți. Unire în suflete și cugete vă doresc. La mulți ani, Republica Moldova! Bună ziua, dragi leoveni, stimați compatrioți! Astăzi marcăm cea de-a 29-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Este o sărbătoare importantă pentru afirmarea statalității, independenței și suveranității țării noastre. Sărbătoarea care, an de an, ne luminează ca o rază și face să tresară inima întregului neam. Ziua Independenței Republicii Moldova este un prilej de a reconfirma aspirațiile noastre, de a deveni un stat bazat pe valorile libertății și democrației. Este ziua care trebuie să consolideze societatea în aspirațiile de edificare a unui stat liber și prosper. Dumnezeu a dăruit omului viață, care este însăși o sărbătoare. Apoi, i-a mai dăruit zile de sărbătoare, pentru ca omul să aibă posibilitatea de a trăi emotiv sacrul, bucuria, frumosul și binele. Părinții și patria, copilul și dragostea, frunzele și lumina, graiul și demnitatea, pacea și înțelegerea sunt la loc de cinste în această mică țărișoară prin vorbe alese și gânduri profunde. Cu un buchet muzical pregătit cu drag pentru dumneavoastră, în această zi de sărbătoare, se invită Orchestra de Muzică Populară a Casei de Cultură Petru și Ion Aldea Teodorovici Pruteanca, conducător artistic Nicu Ion.
e țara legendelor, țara poveștilor, țara doinelor și a cântecelor, țara sărbătorilor. În continuare, cu o frumoasă dedicație muzicală, vine Postul Claudia, cu sârba La Sile Mari. Thank you.
prezent și viitor. Avea o patrie înseamnă a avea mereu bucurie și fericire. Să trăiești, Moldova, casa noastră sfântă, unde neamul plânge, unde neamul cântă. În continuare, cu un dar melodios, vine tânăra solistă Sopol Victoria, cu piesa M-am pornit și eu la joc. Astăzi este o minunată sărbătoare pentru întreaga țară și pentru a evidenția atmosfera de sărbătoare, în scenă se invită dansatorii ansamblului de dans popular Prudeanca cu Costropățu, coregraf Șcedrova Cristina. Vizionare plăcută! Thank you.
generație în generație. Prin el, omul își exprimă dragostea de viață, de prieteni, de țară. Astfel, vă propunem să savurați frumusețea piesei Rău îmi pare după lume, interpretată de Postul Claudia. Thank you.
ansamblu de muzică și dans popular Cruteanca, vă bucură inimile dumneavoastră cu Hora Ciobănaș, conducător artistic Nicu Ion. Aceleași suferințe, aceleași aspirații sunt adevărata noastră patrie. Să ne trăiești, Moldova dragă, sfânt pământ. Cântată și ridicată în stâlp de către marii poeți ai neamului, dar și de fiecare om de rând, Republica Moldova își serbează azi independența. La mulți ani, Moldova! Membrii cenaclului literar Luceafărul, conducător artistic Hâțu Alina, vă propun spre audiență frumoasele poezii dedicate mândriei noastre țări. Recită Neruța Cristian și Moisa Anastasia. Țara mea este acolo, unde mi-am rostit cuvântul. Țara mea este acolo, unde am sărutat pământul. Țara mea este acolo, unde soarele răsare. Țara mea este acolo, unde curg limpezi zvoare. Țara mea este acolo, unde ciocârlia cântă. Țara mea este acolo, unde libertatea-i sfântă. Acolo e orașul meu, acolo sunt părinții, în locul dat de Dumnezeu, de Maica Domnului și Sfinții. Țara mea, sfântă icoană, țara mea, meleagă. Tu mi-ești precum o mamă, ca un vis nemuritor. Mă întorc mereu la tine, precum pasărea din zbor, căci tu ești pentru mine cuib de grandețe și amor. Țara mea, ogor cu pâine, pâine coaptă în cuptor, tu pe vecie vei rămâne, plaiul meu cel roditor. Aici e țara mea, cu graiul ei ne pământesc, o altă țară mai frumoasă în lume nu găsesc. Când spunem azi e sărbătoare, gândul pleacă imediat la flori frumos mirositoare, flori ale copilăriei, ale unei eterne iubiri, ale sufletului. Cu un buchet de flori frumos parfumate, se invită micuții dansatori ai clubului de dans creativ cu Dansul Florilor. Conducător Crețu Aleona. Thank you.
cu demnitate greutățile, fiind sincer și deschis cu tine însuți, purtând în inimă credința, iubirea de Dumnezeu, oameni, neam, îți realizezi cea mai nobilă misiune, cea de a fi om. În continuare, tânărul Cazacu Alexandru va interpreta piesa Vals pentru toți care se bucură alături de noi de frumoasa sărbătoare de astăzi. Cristal luminos, razele ferbinți ale soarelui încălzesc pământul. Pentru a încălzi inimile dumneavoastră, se invită duetul ansamblului de dans popular Proteanca cu dans țigănesc, coregraf Șcedrova Cristina. Thank you.
iubirea față de tot ce mi-e frumos în lume. Cu imensa dragoste față de patrie, se invită membrii cenaclului literar Luceafărul, conducător artistic Hâțu Alina, recită Cazacul Alexandru, Cazan Adelina și Sârbul Mihaela. Puniți în cugeți și simțiri, împlăcărați tăi momentul. Aceste dragi ceremonii regesc și împline sentimentul. Prea sfântă țară, drag popor, spre tine mă gândesc cu dor. Trecut ai mult prin suferință și ai izbândit doar prin credință. Eroii noștri să-i slăvim, la fel ca ei să-i izbândim. Să nu uităm nici cine suntem și nici din cine noi descindem. Aici noi stăm dintotdeauna, de aici venim, aici trăim. Stăpână este această țară, iar noi pe veci o stăpânim. Din umbra deasa norului, întins de țări străine, cu aripile dorului, voios revin la tine. O, cuib al fericirilor, o, țară luminoasă, comoara nărucirilor, grădina mea frumoasă, întinderea câmpiilor, în sări mai linse pierde, mai dulce e rodul viilor, verdeața e mai verde, mai înalte sunt înălțimile, mai calde mândrul soare, mai limpezi limpezimile, din râuri și izvoare. Iar fetele cu florile mai viură dintre ele și spun privighetorile mai tainic vest la stele. Aici e țara țărilor și a toinelor de jale, ci liniștirea serilor te țin lângit în cale. Aici cu lăcrimioare, bujor se prind în horă, aici însuși soarele are între flori o soră. O, gură dulce a raiului, tu dai prin năzâmbire și fericirea traiului și morții fericire. Luceferii eterului, râvnind, privesc la tine și toți îngerii cerului te-au îndrăgit ca mine. Țara mea, acolo unde înalți stejari și când stejarii înalți îmi cresc, flăcăi cu piepturile tari, ce moartea în față o privesc. Acolo, unde stânci și munți, și ca și munții nu clintesc, voinicii cei cu peri căruți, întor de țară strămoșesc. Acolo, unde cer senin, și ca seninul cer zâmbesc femei, ce poartă la lor sân, copii ce pentru lupte cresc. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Acolo unde întâlnești cât ține țara în lung și în lat, bătrâne urme vitejești și osul celor ce-au luptat. Și unde dorul de moșie întotdeauna drept a stat și bărbătească vitejia am potopit orice bărbat. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Prin cântec exprimăm bucuria, tristețea, iubirea sau dorința. În continuare, tânăra solistă Mihaela Cazacu vine să împărtășească dragostea față de patria noastră prin piesa Când răsare soarele. Ce e de prețuit, că înainte mult mai este simtu tot ce n-ai trăit și câte file de poveste ai vrut să-mi scrii, dar te-ai oprit. Viața nu te ocolește nici atunci când vă înțeleg greșit. Thank you.
și cum trece supărarea când averea o masă în timp. Când iubirea e aproape, vine raiul pe pământ. Viața omului și magia se împletesc fără niciun cuvânt. Când tot ce ai nevoie aici doar trebuie să vezi, când dintre ești n-ai cum să pierzi. Binecuvântare ei când răsare soarele, lume pisele când te zic picioarele. Este rădăcina sufletului nostru. Este locul unde șapta vântului devine o istorie. Locul unde apele sunt gândurile noastre. Locul unde nu doar ne-am născut, ci unde fiecare faptă a fost pictată pe oglinda viitorului. Să ne iubim și să ne apărăm patria cu toate frumusețile și valorile ei. Să ne păstrăm libertatea și independența pentru care au luptat atât timp strămoșii noștri, pentru care și-au dat viețile mii de oameni. Să ducem prin valorile timpului istoria, limba și valorile naționale ale acestui neam. Cu ocazia celei de-a 29-a aniversare a Independenței Republicii Moldova, vă aducem în dar cele mai frumoase urări de bine, sănătate, fericire. Să purtați cu drag în inimă titlul de moldovean. Să ne mândrim cu faptul că suntem un stat independent și suveran. Stimați cetățeni, aici a luat sfârșit programul de concert dedicat aniversării a 29 de ani de independență a Republicii Moldova. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă în continuare, iar la încheiere, cu dorința de a transmite tuturor măreața noastră valoare culturală și, desigur, dragostea enormă față de frumosul nostru colțișor de rai, să invite ansamblu folcloric de copii O Pincuța, împreună cu ansamblu folcloric de maturi băștinașii, cu piesa Moldova, Moldovioara mea, conducător artistic Postu Claudia.